Tot mai multe localități din întreaga țară au incidență acumulată la mie de locuitori, zero sau aproape de zero. În aceste localități și rata de vaccinare este scăzută. În acele localități izolate se înregistrează și cele mai mari dificultăți din perspectiva educației în general și din perspectiva specifică a predării online. Se înregistrează dificultăți din perspectiva accesului la internet. Din perspectiva disponibilității de echipamente electronice, din perspectiva conținutului digital și a profesorilor care să fie formați pentru predarea online, de partea de evaluare online nici n-are rost să mai discut. Conform acestor condiții, Ministrul Educației a făcut o propunere pentru a facilita accesul la învățământ al tuturor elevilor din localitățile deficitare. În urma hotărârii, conform căreia 60% din personalul din școli trebuie să fie vaccinat pentru ca elevii să poată merge la școală fizic, într-o săptămână procentul vaccinărilor în școli a crescut de la 54% la 68%. În aceste condiții, în calitate de Ministru al Educației, am asumat să înaintez o propunere către Guvern și către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin care să poată fi completat Ordinul Comun, Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, cu titlu de excepție pentru localitățile în care rata de infectare este mai mică de 3 la mie, să se renunțe la pragul de 60%, persoane vaccinate în școala sau grădinița care funcționează în acea localitate. Acest lucru va face obiectul următoarei hotărâri CNSU la finalul acestei săptămâni și va ține cont de evoluția epidemiologică. Sunt convins că se va putea adopta această hotărâre sub rezerva non-agravării accentuate a situației epidemiologice. Localitățile în care rata de vaccinare este sub 3 la mie și în care elevii vor veni la ore vor fi stabilite în fiecare zi de vineri, fiind considerate zile de referință pentru săptămâna următoare. În Iași, 38 de localități au o rată de infectare de sub 3 la mie.